Salutare, dragi prieteni! Am decis să intru live în această dimineață pentru că m-a deranjat ceva foarte mult. Și probabil că este cel mai greu live pe care îl fac. Îl fac însă pentru că se întâmplă ceva foarte urât. Ceva foarte urât care mă vizează și împotriva căruia eu trebuie să mă apăr cumva oameni. M-a deranjat enorm să văd că persoane despre care credeam că mă cunosc pentru că am împărțit ani de zile viața în cele mai intime aspecte ale ei, vă declară pe dumneavoastră, cei care mă susțineți, boschetari, sectanți, persoane care merg la biserica lui Boc și alte mizerii. Mizerii pe care le-ați auzit, dragii mei, și în zona protestului din 6 martie. Ca să înțelegeți care este de fapt grupul de interese care în acest moment s-a urcat cu picioarele pe mine, prin intermediul fostului meu prieten, șef, coleg, Sabin Orcan. Eu despre Sabin Orcan v-am vorbit. Și totul a pornit, toată această discuție în care eu sunt denigrat de 4 zile în continuu și în care, iată, s-a ajuns ca viața mea privată să fie scoasă la tarabă, la mezat, folosită în această luptă mizerabilă, eu fiind pus în situația să nu pot să mă apă, pentru că eu niciodată nu o să vorbesc despre viața mea privată, oameni buni. Înțelegeți? Deci n-am cum. Și sunt acuzat în niște minciuni care se rostogolesc la adresa mea, pe care pentru a putea să le explic, ar trebui să vă pun toată viața mea privată în față. Ceea ce nu vreau să fac, pentru că nu mi se pare nimic mai dezgustător la o persoană publică decât să-și scoată viața privată la mezat, la tarab. Înțelegeți? Și am scris câteva rânduri azi noapte, până târziu, n-am dormit nimic, aproape nimic noaptea asta, pentru că nu credeam că voi ajunge vreodată să văd în mizerii media, în mocirile media, cum e Flux 24 și vor urma și altele, cum se lăfăie persoana cu care mi-am împărțit viața, cum se lăfăie devenind instrument al denigrării mele. Dar totul gravitează în jurul lui Sabin Orcan. Așa cum am spus și în comentariul pe care l-am postat, nici nu mai știu, azi dimineață, pe la 4 dimineața am fost scris la el. Am ales cu mare grijă fiecare cuvânt de acolo, dragii. Și mi-am adus aminte de ceva. Ceva care vă lămurește pe toți cu privire la acest om. Ceva care explică, de fapt, situația pentru toți cei care poate sunteți tentați să picați în această, nici nu știu cum să o numesc, nici nu știu ce este exact, campanie de denigrare, operațiune de desfigurare, în toată această mizerie care gravitează în jurul lui Sabin Orcan, pentru că totul gravitează în jurul lui, oameni buni. Ultimele mizerii pe care le-a zis în ultimele 4 zile despre mine gravitează în jurul lui Orcan. Și Orcan a reușit această performanță, remarcabilă în sensul rău al cuvântului, să scoată la mizerie și viața mea privată, prin intermediul fostei mele parteneri. A reușit chestia asta, oameni. Orcan. Nu, Dragnea. Nu. Și mi-am adus aminte, dragii mei, de asta am vrut să intru în live. Nu o să o lungesc foarte mult. Ce este important este textul din descrierea acestui live. Mi-am adus aminte, dragii mei, că anul trecut, când eu și Ondine Gherguț am fost dați afară de la România Liberă de Sabin Orcan, am fost într-o situație foarte dificilă, în sensul că doi oameni pe care îi apreciam foarte mult, la vremea respectivă Sabin Orcan, pentru că eu credeam în el, deși mă dăduse afară, mă executase cu un cinism ireal, eu credeam în el ca prost în continuare și am crezut în el și în 26 august, imaginați-vă. Deci, din februarie până în august, eu în continuare am crezut în el ca un prost. În 26 august pe YouTube, dacă vă uitați, este pus un comentariu al meu, să vedeți cum vorbesc eu despre el, 26 august, după luni și luni și luni de zile. Și acum el, vedeți, o folosește pe fosta mea parteneră ca să justifice mizeriile lui. Și mă gândesc de două zile, pentru că e o situație foarte dificilă pentru mine, oameni buni. Mie mi-este, se duce acum o, nici nu știu cum să o numesc, o campanie de denigrare a mea, în condițiile în care singurul lucru pe care eu îl am, sunteți dumneavoastră, publicul meu. Și dumneavoastră sunteți atacați, sunteți făcuți sectanți, sunteți făcuți boschetari,
Sunteți făcuți în toate felurile în încercarea asta de denigrare. Asta m-a deranjat cel mai mult. Deci pentru asta am decis să intru în acest live. Și vă repet, sunt într-o situație dificilă pentru că eu nu pot să mă apăr. Pentru că eu dacă ar trebui să mă apăr, oameni buni, de ceea ce a reușit să facă acest orcan, scoțând-o pe fosta mea parteneră în spațiul public, să pună viața mea, deci n-am crezut nici în cele mai mari coșmaruri ale mele că cineva va putea să deschidă larg ușa dormitorului meu și să invite cei mai mari violatori de imagine ai mafiei, cum e Bădin, cum e site-ul din Prahova al Ghiță și vor urma, veți vedea, România TV, Antena 3, și să invite să-și pună viața privată a ei și a mea în spațiu public și să invite, veniți, violați-l pe Mălin Botă. Și performanța asta a reușit Orcan. Asta este performanța lui Sabin Orcan. Nu știu de ce o face. Nu știu, habar n-am. Eu cred că e greșit ce face. Eu cred că implicit prin asta ruinează startul proiectului pe care îl lansează, pentru că sunt foarte mulți oameni care și-au ridicat problema asta. Ce credibilitate poți să ai tu ca și conducător de proiect când faci așa ceva. Dar, dragii mei, ce vreau să vă spun este foarte important. Am pus în descrierea acestui live un text. Un text care este cel mai puternic argument doveditor al faptului că ceea ce vă spun eu este adevărat și că atitudinea mea este una corectă, nu este cea a unei persoane, așa cum spunea fosta mea parteneră într-un text bănuiesc trimis de Orcan, că miroase mai mult Orcan decât cunoști un om după 7 ani de zile, cum scrie astfel încât să nu-l recunoști în textele pe care le postează pe Facebook. Așa cum am fost descris, că aveți, Doamne, ce bine mi-a făcut mie Orcan și eu acum m-am întors împotriva lui ca un nebun. Rețineți, oameni buni, rețineți faptele. Faptele. Fact check. Eu nu am făcut nimic altceva decât să explic în momentul în care am fost acuzat public că am înjurat familia lui Orcan și s-a folosit acel cuvânt cheie, folosit de propaganda PSD împotriva mea și împotriva altor oameni din Piața Victoriei. Alienat. Adică, vedeți, noi suntem niște nebuni cei care stăm în stradă și lumea n-ar trebui să ne mai bage în seamă și să ne mai considere ca fiind o sursă a unor opinii pertinente sau unor moduri corecte de a privi lucrurile. Nu e întâmplător, atenție foarte mare, nu e întâmplător. Orcan își alege cu foarte mare grijă cuvintele. Și mi-am adus aminte de această mărturie, oameni buni, care vă ajută să înțelegeți perfect situația. Și am pus-o în descrierea de text a acestui live. De fapt, ea este esența mesajului. Și este o mărturie imbatabilă a unui martor care este poate cel mai avizat martor din presa din România să vorbească despre jurnaliști, despre management de presă, despre cine are dreptate, cine este moral și cine este imoral în această meserie. Anul trecut, când Sabin Orcan m-a dat afară de la România Liberă, a fost o luptă uriașă a unor oameni apropiați ai noștri care încercau să-mi deschidă ochii. A fost o luptă uriașă, Ondine Gherguț, de exemplu. A încercat să-mi deschidă ochii. Unul dintre cei care a încercat să-mi deschidă ochii este omul pe care probabil îl respect cel mai mult în presa din România și în viața publică. Omul pe care îl respect cel mai mult în viața publică este domnul Gabriel Lician. Omul pe care îl respect aproape la fel de mult, poate chiar la fel de mult, este Răzvan Cornețeanu. Fost director general Adevărul, manager de presă, un om care știe totul. Totul. Pentru că este un om de decizie important. Încă acum, sigur, el își are afacerile mai mult în online în România, în Ucraina, mult mai bine dezvoltate, dar el știe totul despre presă. Nu discutăm alte aspecte. Și astăzi am decis să-l iau ca martor al meu pe Răzvan Cornețeanu și un lucru pe care el l-a postat anul trecut, oameni buni. Anul trecut, când eu am fost dat afară de la România Liberă, Răzvan Cornețeanu a postat o radiografie a acelei situații. Să știți că el a încercat să-mi deschidă ochii și eu m-am luptat cu el pentru că eram într-o situație dificilă, eram între doi oameni pe care îi respectam foarte mult. Și iubeam
Sabin, Răzvan Cornețeanu. Și Răzvan a încercat să-mi deschid ochii, să-mi spună, Mărime, Sabin nu este așa cum crezi tu. Nu este așa, Sabin s-a schimbat. Sabin nu mai este cel din biroul lui Patriciu, care îi spunea lui Patriciu, dacă îl dați afară pe Mălin Bod, mă dați afară și pe mine. Tu nu înțelegi ce se întâmplă. Nu mai fi naiv. Și eu am insistat să nu-l cred pe Răzvan. Deși știam că am în fața mea un om, dacă Cornețeanu nu știe din presă, adică dacă este ceva în presă, o persoană care să știe tot, este Răzvan Cornețeanu. Mai mult decât atât, Răzvan Cornețeanu este cel care ne cunoaște foarte bine, atât pe Sabin și pe mine. Pentru că el m-a adus pe mine la adevărul, el m-a supravegheat, el m-a promovat, el l-a promovat pe Sabin, a lucrat direct cu Sabin. Sunt oameni cu care am lucrat direct. Direct. Ani de zile. El știe tot. Înțelegeți? Și anul trecut, după ce Sabin m-a dat afară, Răzvan a publicat un text. L-am pus în descrierea acestui video. Dragii mei, mă adresez vouă, de ce? Pentru că tot ce am eu, sunteți voi, în acest moment. Și cineva încearcă să mă zugrăvească pe mine, așa cum nu sunt, în fața voastră. Eu ce vreau să vă rog foarte frumos, citiți cu foarte mare atenție ce a scris Răzvan Cornețeanu anul trecut pe vremea asta. Textul e un pic mai lung, dar sunt toate informațiile acolo și este lucrul care lămurește cel mai mult cu privire la ceea ce se întâmplă, cu privire la ceea ce vedeți și la ceea ce probabil veți vedea mai departe. Pentru că ăsta este doar începutul. Ăsta este doar începutul unei încercări mult mai dure, mult mai agresive, mult mai perverse, mult mai complicate de denigrarea mea, în care eu nu pot să răspund la toate aspectele. Pentru că nu vreau să mă încalc acest principiu de a nu defila cu viața mea privată. Și pentru că probabil oamenii ăștia fac treaba asta tocmai știind că pentru a mă apăra, trebuie să scot unele aspecte din viața mea privată, pentru ca apoi să mă acuze că îmi spăl rufele în public. Înțelegeți? Scrie cineva că Răzvan Cornețeanu nu este jurnalist. Nu este, este manager de presă, oameni buni. E manager de presă. Deci vede lucrurile din altă perspectivă. Este deasupra de orice gașcă. Și este omul care știe cel mai bine. În textul de descriere al acestui live, vedeți explicația lui. Citiți-o, oameni buni, vă rog foarte mult, cu foarte mare atenție. Pentru că ea vă ajută să înțelegeți ce se întâmplă în momentul de față. Este singurul martor pe care în acest moment eu pot să-l invoc, să-l chem în apărarea imaginii mele. Imaginii mele de jurnalist. Imaginii mele de om corect și onest în acțiunile lui. Mi-a fost ușor, să știți, la capitolul ăsta, să lupt cu propaganda mafiei recunoscută, cu Antena 3, cu România TV, cu toate mocilele media. Ați văzut, am făcut topuri, top dezinformări, top... Deci mi-este ușor să lupt cu inamicul care este în fața mea. Mi-este foarte greu să lupt cu cel care a stat lângă mine, a scos pistolul și mi-a tras un glonț în cap. Înțelegeți? Pentru că ar trebui... Pentru ca dumneavoastră, Răzvan Cornețeanu, nu are nicio legătură cu dezaxatul de la Timișoara, Răzvan Codreanu, care și ăla s-a apucat să mă acuze de fel și fel de prostii. De minciuni, efectiv minciuni, scriu oamenii ăștia despre mine. Da? Și târăște în acest scandal o persoană care nu are nicio vină, n-ar trebui să fie târâtă în acest scandal. Înțelegeți? Singura vină a acelei persoane este că e lângă mine și mă susține. Singura e vină. Înțelegeți? Și că vede în mine ceva ce alții care au stat o viață întreagă cu mine n-au văzut. Asta e singura vină a acelei persoane. Și este ținta acea persoană, e ținta unei campanii absolut mizerabile și abjecte. Deci nicio legătură. Codreanu de la Timișoara este un dezaxat. Vorbesc de Răzvan Cornețeanu, manager de presă, fost director general Adevărul. Și el, vă repet, anul trecut, după ce eu am fost dat afară și am vine Gherguț de la
România Liberă către Sabin Ocan, i-a făcut o radiografie, l-a descris. Și veți vedea că acea radiografie scrisă anul trecut, atenție, pentru că oricine ar vorbi acum ar putea fi acuzat că în acest scandal recent e subiectiv, da? Ia partea unuia sau altuia. Dar proba supremă cu care eu vin aici în fața dumneavoastră este ceva ce s-a scris anul trecut. Înțelegeți? Ceva luat de dinainte, din timp. Proba supremă este editorialul meu din august de pe YouTube, unde am vorbit despre mine. Uitați-vă cum am vorbit eu în august, oameni buni, gândiți-vă. În februarie Orcan m-a executat, martie, aprilie, mai, iunie, nu mai știa cum să facă să vină paiță, mă determină să nu mai merg la proteste. Asta era principala preocupare, și a lui și a lui Silviu Sergiu, săgeți să nu mai merg la proteste. Deci veneau personal aici, Măline, nu, potolește, te liniștește, nu e bine ce faci, calmează-te, stai în banca ta. Se făcea un efort uriaș ca eu să nu mai relatez protestele, să nu mai prezint de acolo, să nu mai urmăresc pe Dragnea cu telefonul. Înțelegeți? Eu am ținut cont de sfaturile lor, le-am ascultat, dar la urmă am făcut ce mi-a dictat mie, nici nu știu dacă a fost o chestie gândită, instinctul, înțelegeți? Deci m-am trezit dimineața și am zis, mă duc sau nu mă duc. Și instinctul, firea mea mi-a dictat, du-te la Dragnea, du-te cu aia care arată cătușele, filmează, nu te lăsa, du-te în piață, înregistrează, promovează acest mesaj. Înțelegeți? După care, tăcere totală. După care, momentul Gaudeamus, în care acela Silviu Sergiu mă înjură copios. Da? Spune că nu e jurnalist ce am făcut. E exact toată propaganda mafie, exact același mesaj, înțelegeți? După care, momentul Crăciun, când Orcan începe să nu-mi răspundă la telefon. Ceea ce a scrie Răzvan Cornețean și este în descrierea cu text a acestui live, oameni buni. Știu că e mai lung, dar vă rog din suflet, citiți cu atenție. Pentru că vă ajută să înțelegeți tot. Tot. Și îi rog în special să citească pe cei care, din dorința de a fi nu știu cum, nu-mi dau seama cum, super imparțial sau de a fi comentatori super obiectivi, neînțelegând că în fața unei situații extrem de grave nu poți să fii super obiectiv. Știți? Că așa s-a întâmplat și pe vremea nazismului. Știți? Când Hitler a început să facă mizerie, unii au vrut să fie super obiectivi. Și poartă și ei răspunderea morală pentru Holocaust. Și acum mă refer, când spun treaba asta, mă refer la strict la atitudinea considerată de unii agresivă a modului cum îi abordez eu pe politicieni. Pe acești infractori care distrug statul, oameni buni. Înțelegeți? Deci Dragnea este pe cale să distrugă statul român, da? Toată arhitectura legilor justiției. Și eu mă duc să atrag atenția cu privire la acest fapt. Faptul cheie al tot răului care se întâmplă în România. Un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie. Nu este o obsesie. Nu este o chestie, cum să vă spun, tabloidă. Este cel mai puternic mesaj pe care trebuie să-l înțeleagă fiecare om din țara asta până în ultimul bordei. Pentru că dacă nu-l înțelege fiecare om până în ultimul bordei, va fi afectat. Și eu încerc, cum pot eu, cu un stic, cu mijloacele cu care am fost lăsat de către găștile din presă, da? Și încerc să trag acest semnal de alarmă. Și ei vin peste mine și mă calcă în picioare. Dom'le, nu e ziarism, nu mai ascultați, nu mai ascultați asta, nu mai ascultați pentru că Mălimbot nu e ziarism. Mălimbot este alienat. Înțelegeți? Asta scrie, pentru că nu e întâmplător că el a pus acel mesaj. Și îi rog foarte mult, în special pe cei care se uită la mine cu îndoială. Cei care s-au lăsat atrași în capcana asta, cei care mă contestă. Îi rog foarte mult să citească în acest context ceea ce a scris Răzvan Cornețeanu anul trecut. Deci este o hârtie de turnesol mai eficientă decât acest text al lui Răzvan Cornețeanu nu poate exista. Pentru că e de anul trecut. Înțelegeți? De anul trecut. Nu poate fi niciun fel anulat sau comentat sau pus în lumina ideii că, domne, suntem subiectivi acum, cu cine ținem, cu X sau cu Y.
este de anul trecut și el explică perfect ceea ce s-a întâmplat. Și eu cred că în acel text pe care l-am recitit acum, altcineva mi-a adus aminte de el. Eu am uitat eu atunci pe subiectul respectiv, recunosc că nu citisem concret pe Facebook ce a spus Răzvan, pentru că vorbeam personal cu el, pe telefoane, pe el încerca să mă convingă. Și nu urmărisem pe Facebook pentru că știam ce îmi spunea el mie la vremea respectivă. Știam ce răspundea Sabin. Mă întâlneam cu el, vorbeam cu el. Și acum cineva mi-a adus aminte, mi-a zis, băi Măline, bă, uite-mă, ia link-ul ăsta, uite-te aici, aveți. Tu îți mai aduci aminte ce a fost pe Facebook? Păi asta, postarea asta de acum un an, dovedește că tu ai dreptate până la ultimul milimetru în legătură cu această persoană. Și îți explică, prietene, să înțelegi cum de toată campania asta de denigrare în care au ajuns să fie atrase inclusiv persoane care n-ar fi trebuit să fie oameni buni, este inadmisibil ca împotriva unui jurnalist care exprimă opinii, păreri, poziții în spațiu public să fie scoasă, nu mă interesează pe ce căi, cum, viața lui privată, persoane care au făcut parte din familia lui să fie determinate să intre în această horă a denigrării. Nu zic că pentru persoanele respective este rușinos. E rușinos indiferent ce frustrări ai, indiferent ce probleme ai, indiferent ce ți-a făcut cineva. Nu poți să vii pe o rețea socială și să-ți pui, să-ți dai jos de pe tine lenjeria intimă și să o pui să vadă toată lumea, toate petele de pe ea. Nu se poate așa ceva, oameni buni. Nu se poate. Nu se poate împotriva unui om să fie scoase lucruri din viața lui privată. Este inadmisibil. Pentru orice face un om greșit în viața lui privată, dacă face ceva greșit, eu zic că n-am făcut nimic greșit. Înțelegeți? Există legi, există instituții, există cadrul în care se rezolvă. În cadrul privat, că de-aia se cheamă viață privată. Înțelegeți? Ca să se rezolve în cadrul privat. Și dacă nu există înțelegere în cadrul privat, există instanță. Dacă unul dintre cei care discută, care negociază situația sau discută sau ce fac ei, se consideră nedreptățit în modul cum vede celălalt rezolvarea problemei, există instanță. Și instanța decide și justiția acceptă. Și astea sunt protejate, oameni buni, pentru că este viață privată. Este inadmisibil ca cineva să genereze un vortex din ăsta în care să-și placeze mizerile, denigrările prin intermediul cuiva din familia ta să le arunce în spațiu public. Nu se poate așa ceva, oameni buni. Și pentru mine este o situație foarte delicată și de asta vreau să vă explic, pentru că ați văzut, mulți m-ați întrebat foarte mult, mulți au comentat, sunt o grămadă de comentarii, sunt o grămadă de postaci pesediști care preiau chestia asta, în dragi, este o isterie. Și eu nu pot să mă apăr, pentru că ca să pot să mă apăr ar trebui să vă spun un adevăr. Un adevăr care este foarte urât, oameni buni. Un adevăr care este o hidoșenie prin care eu am putut să trec. Dar este o chestie ce ține de viața mea privată. Eu nu pot să fac treaba asta. Și n-am cum să explic. Și vor veni denigrări probabil și mai mari pe care nu am cum să le explic. Pentru că ar trebui să îmi expun viața mea privată. Ceea ce nu am făcut. Mă cunoașteți, cei care mă știți din Timișoara, mă știți de ani de zile. Mă urmăriți unii de 10 ani. Da? Pe Facebook, pe YouTube. Ați văzut că eu nu am pus poze din viața mea privată. Nu am pus nimic. Nimic, 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 nimic. Înțelegeți? Sau foarte, foarte puțin, minim, minimorum. Pentru că eu nu sunt de acord cu chestia asta. Când alți colegi din presă au pus poze cu copiilor, cu nevestele, cu cele, a luat mici abade, i-a târât pe oamenii, i-a făcut în ultimul hal exact ce se întâmplă acum cu mine. Înțelegeți? Și le-am spus acelor colegi, mă, nu mai pune poze. Pentru că îi expui, e vorba de oamenii care sunt în familia ta. Îi expui, ei nu sunt persoane publice, n-au de ce să fie expuse. Dar uitați-vă că unii reușesc să ajungă să determine treaba asta. Dar dincolo de asta, o să încerc să fac cumva să nu răspund. Dincolo de asta, ce mă deranjează foarte mult, mă deranjează că este contestat acest statut al meu de jurnalist. De către cine? Da? De către cine? De către Orcan?
Citiți ce spunea acum un an de zile Răzvan Cornețeanu, manager de presă, în legătură cu legăturile lui Orcan cu Adamescu. Și ce scrie acolo acum un an de zile Răzvan este motivul pentru care eu vă spun că Orcan a fost curea de transmisie între penalul fugar Dan Adamescu și triplul inculpat Dan Andronic. În campanii împotriva murdare, împotriva Direcției Naționale Anticorupție, în apărarea inculpatului Adamescu, da? Pe care chiar în fața mea, redacție în România Liberă, Sabin încerca să ne convingă că este victima unui abuz. Unul dintre argumente fiind că, uite, iată, dacă nu ar fi fost justiția britanică, în care trebuie să credem, justiție a unei țări democratice, da, etalon al democrației și statului de drept, nu îl dă înapoi pe Adamescu. Și ca să aflăm că ăsta a fost unul dintre elementele care mi-a aprins mie becul. Când a venit știrea că Adamescu a prezentat acte false și că el de aia a stat acolo. Înțelegeți? De fapt, totul era o minciună, oameni buni. Totul era o minciună. Și eu eram mințit de un om fără scrupule. Înțelegeți? Pe care Răzvan Cornețeanu l-a descris. Anul trecut, atenție. Deci este un text. Ceva mai clar decât asta nu poate să vă lămurească. Eu sunt nevoit să iau această atitudine, oameni buni. Pentru că și insist la punctul inițial de plecare al acestui scandal. Pentru că, vedeți, oameni buni, eu pot să mă lupt, v-am spus, cu PSD-ul, cu Dragnea, cu Băla, Bădin, cu toți nenorociții, da? Sunt dușmanii mei. Dar când vine cineva care are credibilitate în fața publicului meu, care pozează în persoană, aparent de aceeași parte a baricadei cu mine, atenție! Că în asta constă perversiunea lor și uitați-vă la metodă, oameni buni. Exact aceeași metodă au folosit-o ca să dezbine mișcarea civică. Exact cu un om cu un trecut similar, cu legături cu Voiculescu, cu Vântu, din perioada de glorie a lui Vântu, când Vântu îl plimba pe... când Cătălin Harnagea se plimba cu mașina lui Vântu, șef SRI. Voiculescu, din anul suspendării 2012, când Voiculescu făcea ce face Dragnea acum, începând să distrugă statul de drept. Da? Mă refer la Oana Dobre, de la corupția ucidă. Exact aceleași metode, oameni buni. Exact aceleași metode, din interior. Decredibilizare din interior. Distrugerea apetitului oamenilor pentru a susține această idee prin distrugerea imaginii vocilor cunoscute care promovează ideile. Da? Nu vezi, te uiți pe Facebook, tu care ai susținut protestul, te uiți pe Facebook, urmărești pe Mălin Bot și vezi, domne, urmează să vin țară, să te întâlnești cu el. Și vezi toate aceste discuții în care nu ai cum să decizi. Și vezi așa mesajul, după aia vezi, domne, uite, până și posta lui zice că, bă, stai un pic, omul ăsta poate n-a avut dreptate, nu, poate noi am greșit. Că atunci când ne-a chemat în stradă, am venit în stradă. Poate că noi greșim atunci când îi distribuim mesajele. Știți? Și textul lui Răzvan Cornețeanu, care este pus în descrierea acestui live, explică perfect explică situația. Orice om care e de bună credință, fie că mă place pe mine, fie că nu mă place, dar dacă e de bună credință și vrea să știe corect cine sunt personajele, vrea să înțeleagă corect situația. Orice om de bună credință, dacă citești acel text, înțelege perfect ce se întâmplă de fapt. Înțelege perfect ce se întâmplă, care este situația și de ce acum am ajuns în situația inedită în care nu mă pot apăra. E prima oară când nu mă pot apăra. E prima oară când nu mă pot apăra, oameni. Pentru că ar însemna să scot în spațiul public ca să mă apăr, pentru că ar trebui să mă apăr împotriva unor lucruri care vin din spațiul meu intim și atunci ar trebui și eu să scot lucruri din spațiul meu intim. Ori asta mie mi se pare de o jegocenie uriașă. Uriașă. Repet, indiferent despre ce este vorba. Indiferent despre ce este vorba. Să scoți din spațiul intim a două persoane, să te ofere așa și să zici, veniți, folosiți-mă. Folosiți tot ce vă dau eu împotriva lui. Toată treaba asta gravitând în jurul lui
Total. Și toată treaba asta poate fi înțeleasă perfect dacă priviți, citiți ce a scris Răzvan Cornețeanu despre Sabin Orcan. Știu că textul este lung, dragii mei, dar vă rog să-l citiți cu atenție. Veți face o părere obiectivă cu privire la această situație. Văd că intră mulți postați și pesediști care au diverse comentarii și jubilează. Nu e pentru voi, să știți. Nu e pentru voi mesajul ăsta, pentru că voi sunteți pierduți. Pe pagina mea de YouTube, când am scris în materialul de deschidere, mi-am definit acolo principiile, ce vreau eu să fac, pe pagina de YouTube, mă scuzați numai un pic pe pagina publică, văd că s-a întâmplat ceva, așa, s-a blocat. Bun. Pe pagina de YouTube am scris acolo că sunt 3,2 milioane de oameni care n-au ieșit din comunism, care cred orice mizerie le spune comunismul. Un anumit tip de mentalitate, da? Un anumit tip de a crede și nu cerceta. Venit din perioada comunistă, când se crea oamenilor acel instinct pavlovian că partidul, când îți aduce mâncare, ție trebuie să scurgă balele, știți? Și partidul ce-ți spunea, partidul aia, tu trebuia să crezi. Azi partidul spunea că Popescu e bun, mâine îl trimitea pe Popescu la canal, scria în România Liberă că Popescu e rău, toată lumea bătea din palme și a Popescu e rău. După o lună apărea și în Almanac Magazin că Popescu e rău, toată lumea știa că Popescu e rău. O vedeți acum, Ponta a fost bun, Ponta e rău. Deci sunt 3,2 milioane de oameni pe care nu avem cum să le deschidem mintea. Înțelegeți? Dar sunt 18,5 milioane de oameni cu drept de vot. Și eu pentru restul mă adresez. Deci postați și pesediști nu înțeleg de ce intră aici. Numai ca să-și expună, să-și etaleze singurul lucru pe care îl transmit. Uitați-vă ce limbaj vulgar au cum pun problema. E singurul lucru pe care îl transmit. Eu mă adresez dumneavoastră, celor care mă urmăriți. Și nu mă urmăriți pentru că sunteți sectanți. Așa cum s-a spus și înainte de protestul din 6 martie. Exact așa, sunt exact aceleași cuvinte, oameni buni, astea nu sunt întâmplări. Astea nu sunt întâmplări. Astea sunt dovada clară, palpabilă a modului cum lucrează mafia. Cum te lucrează din interior. Mișcarea civică lucrată din interior. Cum te lucrează cu cel de lângă tine. E modul de operare. Să lucrăm cu cel de lângă cel pe care vrem să-l denigrăm. Sunt exact aceleași lucruri. Și ei sunt toți uniți. Asta vă spun, oameni buni. Ei sunt toți uniți. Da? Anca Alexandrescu, cea care îi face, este eminența cenușie a mizerilor cu care Dragnea și propaganda mafiei lucrează, da? Propaganda, Antena 3, România TV, toate mesajele alea. Anca Alexandrescu este fosta nevastă lui Dan Andronic. Înțelegeți? Deci, lucrează pentru oricine. Găștile, Udrea, Băsescu, că aici Orcan este din zona asta, din gașca asta, înțelegeți? Și acum văd că l-a agățat gașca, Pandele Firea. Găștile astea lucrează împreună acum. Sunt toți uniți. Sunt trei mari găști mafiote în România. Trei mari găști, oameni buni, rețineți, care au consultanți, au PR, au televiziuni, au spații de mediatizare pe site-uri și în televiziuni, uneori se intersectează între ele, au cârtițe în societatea civilă și distrug din interior mișcarea civică, au cârtițe în presă și aceste trei mari găși sunt gașca lui Dragnea și PSD, care se duce în jos. O parte merge puternic la Firea, pentru că Firea speră să meargă Dragnea la pușcărie ca să preia controlul, să devină președinte. Ar României, vrea să candideze. Dragnea vrea și el să fie președinte României, Firea vrea și el. Observați că Firea l-atacă pe Iohannis. El l-a atacat pe Iohannis, nu întâmplător. Se poziționează ca o contracandidată a lui Iohannis la președinția României. Înțelegeți? Deci asta este o gașcă. Dragnea PSD. Sigur, ea se sparge în diverse filiere, în diverse stâlpișori sub ei. Altă gașcă e gașca Tăriceanu-Alde, care se intersectează cu gașca Udrea Băsescu. Da? Nu știu Băsescu cât mai e Udrea în principal, că ea a fost capul răutăților acolo. E fugită, s-a dus în Costa Rica,
și ca să fac și hazdele în cască. Dacă ne pierdem simțul umorului, oameni buni, dacă ne pierdem simțul umorului, nu mai are niciun rost să trăim. Știi că multă lume a crezut că, știți că Traian Băsescu a spus despre că între independența, nevoia de a consolida statul de drept și instinctul firesc de a-mi apăra fratele, are nevoia de a consolida statul de drept. Când DNA-ul a anunțat că începe urmărirea penală împotriva lui Udrea, toată lumea s-a așteptat ca domnul Traian Băsescu să zică între nevoia de consolidare a statului de drept și instinctul firesc de a o apăra pe Elena Udrea, aleg consolidarea statului de drept. Și Traian Băsescu, după aceea, știți pe ce drum a luat-o, nu mai comentez, pentru că în legătură cu el am aceeași poveste. L-am apreciat foarte mult ca președinte, mi se pare scandalos ce a făcut după. Dar foarte multă lume, inclusiv Danta Palaga, a scris un editorial fabulos în care a zis că Traian Băsescu s-a sinucis într-un decolteu. Și foarte multă lume a crezut că Traian Băsescu nu a putut să aleagă între statul de drept și instinctul firesc de a-și apăra fratele, de a apăra pe Elena Udrea, nevoia de consolidare a statului de drept, din motive de decolteu, cum a zis Tapalaga. Eu cred că n-a putut să aleagă din motive de... Înțelegeți? Deci asta este o gașcă. Și găștile astea sunt întrepătruse. Andronic a fost consultant și om de casa lui Tăricianu. Nu întâmplător sunt lucrurile astea, da? E legat de o grămadă de PSD-iști. Și toate astea sunt întrepătrunse. Și astea sunt găștile, oameni buni. Și toate găștile astea au un mod de operare care le lucrează. Înțelegeți? Și acum eu am explic lucrurile astea de un an și ceva. Norocul meu, după toate legile fizicii și naturii din România, eu n-ar fi trebuit să fiu aici. Ar fi trebuit să mă termine, băieții, rapid și urgent. Mai ales că acum am constat, aveau oameni în apropierea mea imediată care mă determinau, îmi spuneau, apucă-te de Uber, apucă-te de nu știu ce, fă orice, numai nu te mai zbate să fii ziarist. Fă ce vrei tu. Apucă-te de taximetrie, că asta se face repede și găsim noi după aia, intră în consultanță, hai la o firmă de PR, că nu întâmplător îi zic lui Sabin. Sabine, cum e cu firmele de PR? Cum e cu firmele de PR anexate de serviciile secrete? Că o să mergem mai departe. Da? Du-te la o firmă de PR, că e bine acolo niște băieți deștepți care faci treabă pentru ei și... Eu, neînțelegând, domne, de la 18 ani fac meseria asta. Am făcut-o 24 de ani fără să am niciun fel de reproș. Am scris cărți. S-a făcut legislație împotriva cămătăriei după anchetele mele. Uitați! Cărpaci, unul dintre cei care a fost vizat de anchetele mele, ieri s-a dus la pușcărie. Subiectul respectiv, am scris și eu mult, am contribuit la el foarte mult, am scris cel mai mult despre Cărpaci în Timișoara. Știi? Și acum am satisfacția că văd că un ticălos despre care eu am scris s-a dus la pușcărie, dar nu e singur, oameni buni, sunt o grămadă. Nu se știe de ei pentru că sunt din Timișoara. Securiști, pensionați și așa mai departe. Și mi-am făcut cu brio treaba, nu sunt un incompetent. Observați, nimeni, niciunul dintre șefii mei nu-mi reproșează că eu aș fi incompetent în vreun fel. Nimeni. Nimeni. Știți? Și atunci, dacă eu mi-am făcut corect treaba, m-au dat o grămadă în judecată pentru achetele mele, le-am câștigat pe toate la tribunal. De ce să renunț eu la meseria mea? Eu asta nu înțelegeam. O grămadă de oameni în jurul meu, domne, renunță, lasă, stai pe dreapta, du-te, fă un an, doi, până se niștesc capele, adică până Dragnea își dă legislația, până mafioții, până scapă Adamescu de pușcărie, nu? Până scapă Andronic de dosarele lui. Până scapă Tăricianu dosarul lui, stai și după aia revenim într-o lume mai bună în care ăia nu mai sunt penali și nu mai au condamnări și nu mai au procese și te reîntorci. Până atunci a fă Uber, fă altceva. Și eu nu înțelegeam, eu ca prostul stăteam și mă gândeam, bă, dar ce au ăștia cu mine? Eu mi-am făcut corect meseria, știu să mi-o fac. Pot să mi-o fac pentru că avem această minune numită rețelele sociale, nu mai depind de niciun mogul. N-am nevoie să fiu în contact cu publicul meu, de niciun patron, ascuns sau neascuns. N-am nevoie de niciun orcan să mai medieze treaba asta. Am luat telefonul, m-am dus pe Facebook, m-am făcut înapoi reporter de teren. Ceea ce am fost la 18 ani. Nu mi-a fost rușine să fac asta. Că practic eu asta am făcut. Ceea ce am început la 18 ani, după o carieră de 24 de ani de presă, în care am fost redactor șef online la cele mai mari site-uri de știri din România, da? Și mare realizator de emisiuni, am luat din nou microfonul, în cazul ăsta sticul și telefonul, și m-am dus să fiu din nou reporter. Prin rețelele sociale. Înțelegeți? Cu atâta cât îmi asigura YouTube. Un salariu mai mic decât salariul de reporter din România. Dar era o supraviețuire, oameni buni. Deci nu se punea problema că e un dezastru financiar. Era o supraviețuire. Dar presiunea, domnule, nu mai face, nu te mai duc, nu mai stai în banca ta. Liniștește-te, fă Uber, fă altceva. Și nu înțelegeam de ce eu, un om care îmi fac corect meseria, și asta vă spun celor care vă uitați, și închid cu asta pentru că m-am lungit prea mult, vă spun celor care vă uitați și nu sunteți ziariști, că asta nu e o problemă de jurnaliști și de presă. Lupta asta pe care o fac eu.
Este o problemă de bun simț care vizează orice profesionist în meseria lui. Când tu îți faci corect meseria, oameni buni, îți faci corect meseria cu realizări concrete, nu chestii subiective, cărți scrise, legi apărute, oameni care s-au dus la pușcărie în urma anchetelor, procese câștigate. Astea sunt lucruri pe care nimeni nu mi le poate lua. Toți orcanii din lume, dacă vin, nu pot să-mi ia aceste lucruri. Toți gâzii, toți armate de Mircea Badea, dacă vin, nu pot să ia aceste lucruri, pentru că ele sunt scrise, sunt ca niște documente. Cine cui a plăcut istoria știe, mărturii din istorie, din documente. Da? Astea sunt fapte, nimeni nu poate să mi le ia, înțelegeți? Și eu nu înțelegeam. Cum să-ți faci tu corect meseria? Să fii bun în meseria ta. Nu cel mai bun, nu mă dau cel mai bun, dar să fii bun. Și să trebuiască să renunți la meseria ta, pentru că așa vor niște ticăloși, pentru că așa vor niște mafioți, pe care îi servesc unii care pozează în fecioare, dar sunt de fapt mai... De fapt ei ziua pozează în fecioare în centrul orașului și seara sunt pe centura orașului și se prostituează. Înțelegeți? Se prostituează. Asta sunt cei care acum mă denigrează pe mine. Și pentru că vor niște oameni ticăloși, o să renunț. De ce să renunț? Ok, renunț, dar înainte de asta am datoria să lupt. Până la ultima picătură. Am datoria să stau ca la Termopile, cât pot eu de mult să rezist, cât pot să rezist fizic și psihic, să stau și să mă lupt pentru dreptul meu de om care își iubește meseria și vrea să și-o practice. Înțelegeți? Și să stau ca la Termopile. Am datoria, eu așa am plecat, oamenii ăștia n-au înțeles nimic. Toți cei care mă jură n-au înțeles nimic. Eu am plecat să mă lupt pentru supraviețuire, pentru dreptul meu de a practica profesia. Irelevant ce profesie. Irelevant că sunt ziarist. Puteam să fiu judecător și să mi se impună sentințe. Puteam să fiu contabil, să mi se impună să fac falsuri în contabilitatea unei firme de stat. Făceam la fel. Mergeam cu asta în fața instituției și spuneam, nu comit falsuri. Dacă eram magistrat, făceam la fel. Mă luptam cu ei prin instanță. Sunt ziarist. Și încerc să fac asta. Și eu ar trebui să renunț. Și pentru că nu renunț, sunt pedepsit. Uitați-vă în ce mod, în ce hal sunt pedepsit. Am fost asasinat financiar, am avut luni de zile, oameni buni. Pentru că vedeți, când te dă cineva afară și este explicația în ceea ce spune Răzvan Cornețeanu. Te dă afară cum a dat Orcan și după aceea vine și spune: domne, am făcut reduceri de personal și de aia l-am dat afară și înțelegeți? Ți-a ruinat credibilitatea. Ai foarte mari probleme a te angaja la nivelul tău în altă parte. Pentru că oamenii s-au uitat și au zis, bă, dacă Sabin Orcan, prietenul lui, l-a dat afară, dacă Sabin Orcan, prietenul lui, a ieșit public, n-a tăcut, când toată lumea a zis, bă, a executat un ordin al unui patron, n-a tăcut, a ieșit public și a zis, domne, l-am dat afară, că reduce, că nu ce, că l-a reduce, dăm afară oamenii cei mai puțin competenți, nu? Atunci stai un pic, înseamnă că ceva nu e în regulă cu el. Înseamnă că nu trebuie să, chiar dacă nouă ni se pare că e bun, că ar face treaba, nu trebuie să, trebuie să fim reticenți. Înțelegeți cât de pervers este ce a făcut acest om? Exact același lucru cu postarea pe care a pus-o. Că eu i-am înjurat familia și că eu sunt alienat. Bă, dacă Sabin Orcan fostului prieten, zice, bă, înseamnă că poate o fi alienat, nu? Poate că i-a înjurat familia, chiar dacă noi nu mai găsim pe Facebook. Cu siguranță este undeva, într-un video, într-o postare, e înjurătura. Păi înjurătura înseamnă ceva foarte clar. Știm din vechi ce înseamnă înjurătura. Unde este înjurătura? Eu nu înjur, în primul rând, în comunicările mele publice. Nu înjur. Înțelegeți? Și acest om care atunci a făcut, și citiți, vă rog mult ce scrie Răzvan Cornețeanu, și înțelegeți, ce a făcut atunci face acum. Mult mai pervers, aducând în spațiul public spațiul meu privat. Și asta este revoltător, oameni buni. Indiferent ce face un om în casa lui, indiferent ce face un om în casa lui, poate să umble, nu știu, în pielea goală toată ziua. Nimeni n-are dreptul să intervină și să forțeze ca ceea ce face el în spațiul lui privat să ajungă în spațiul public și să fie folosit împotriva lui ceea ce se întâmplă în momentul de față, oameni buni. Jumătăți de adevăr, minciuni pe care eu nu am cum să le combat, pentru că ar însemna să vin și eu să fac acest lucru. Înțelegeți? Și trebuie să tac, să citesc și să tac cum se spun despre mine lucruri. Lucruri neadevărate. Da? Lucruri absolut neadevărate. Unele. Altele, ignorându-se, știți cum e, dădeam exemplu unui polițist care a venit aici să mă amendeze într-un anumit moment al existenței mele pentru o provocare. Și explicam acelui polițist, domnule, imaginează-ți că dumneata mergi pe stradă și vine un bețiv la tine și îți trage 5 perechi de palme și te înjură. Și
tu le iei, dai cu el de pământ și pui cătușele. Poate că te-a prins într-un moment prost al zilei, când ți-a tras 15 perechi de palme și îi dai una. Într-adevăr, ai greșit, n-ai voie să faci asta. Și vine televiziunea și filmează numai partea a doua. Știți? Vine televiziunea și filmează numai partea a doua. În care tu i-ai pus cătușele și ai dat cu el de pământ. Și după aia apar pe toate televiziunile că ești un polițist agresor. Înțelegeți? Dacă s-a dat tot, lumea ar vedea altfel. Dar se dă numai partea de final. Și tu apar că ești un polițist agresor, un nenorocit. Ai dat de pământ cu ăla, l-ai pus cătușele, săracul om. Nici nu știm de ce i-ai pus cătușele. Cam asta este situația, dragii mei. Vă rog foarte mult, citiți textul din descrierea acestui video. Vă rog din suflet. Și vă rog uman, pe cei care sunteți observatori obiectivi și pe cei care mă urâți pe mine. Da? Citiți, că nu vă strică să fiți informați. Nu vă strică să fiți informați. Și veți înțelege, de fapt, cum stau lucrurile. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mă susțineți. Fără voi, eu nu aș putea să exist.